În Duminica Ortodoxiei, preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, a slujit Sfânta Liturghie în Biserica Românească în nașterea Sfântului Ioan Botezătorul și Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava din Herninghicast, Danemarca. Părintele episcop Macarie a citit pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și i-a îndemnat pe credincioși să continue nevoința postului și să facă faptele cele plăcute lui Dumnezeu. Ne rugăm ca Dumnezeu să vă întărească, ca să Vă puteți îngriji de icoana care este în cel de lângă noi, fiindcă toți suntem creați după chipul lui Dumnezeu, așa cum am fost îndemnați în pastorala pe care am citit-o astăzi, în Duminica Ortodoxiei. Mă bucur că pe durata întregii săptămâni ați participat la slujbele penitențiale din mănăstirea noastră ortodoxă românească din Icast, v-ați povedit de păcate, v-ați împărtășit cu trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos, iar astăzi, ca o încununare a nevoințelor noastre din prima săptămână duhovnicească a postului mare, ați venit împreună cu copilașii aici în biserica parohială românească din Icast. Ierarhul a oferit daruri copiilor prezenți și a îndemnat pe părinții lor să-i crească în spiritul valorilor creștine și românești. Să vă dați toată silința să-i creșteți tot atât de frumos în Hristos și în biserică, să-și iubiască credința drept să-și iubiască în neamul lor, să-și vorbească limba lor maternă, fiindcă vorbindu-și limba lor maternă, își vor trăi toate valorile pe care... Le-am primit de la înaintașii noștri, iar educația cea mai deplină, iată, se face pe de o parte în biserica mare, în familia de familii, în comunitatea euharistică, însă și în biserica de acasă, în familia mică. Biserica din Herningvik a fost construită în anul 1912 și a intrat în posesia parohiei românești în anul 2013. Momentan la Sfântul Locaș se desfășoară lucrări de amenajare și înfrumusețare.